Dragul meu, Elia, în timp ce scriu aceste rânduri, văd țâșnind din pământ culorile primăverii. De aici pot vedea totul, din umbra acestui copac așezată la pupitul meu, cum obișnuiesc să spun. Îmi place să privesc în depărtare, mai ales în această perioadă a anului. Lucrul cel mai frumos în Anglia este, desigur, primăvara, care ne amintește că aici, după fiecare iarnă, urmează flori și soare, cu bobocei de culoare și speranță. Cu un aer cum este astăzi, adin suav pe obrajii mei, mirosind al lucru atât de pure, și cu pajiște așternută verde în fața mea, totul pare posibil, chiar și în Anglia. Dar eu știu care este adevărul. Știu, bineînțeles, că după fiecare culoare urmează o alta și că după primăvară, vară și toamnă vine iarna, întunecoasă și rece ca un vis cumplit. În Nigeria nu este niciodată iarnă. Chiar și acum, în timp ce privesc primele semne minunate ale primăverii englezești, stomacul mi se face ghem când mă gândesc la ce am lăsat acasă. Și devine un ghem țepos, ca un arici cuibărit în mine. Mi-aduc aminte totul, de parcă s-ar fi întâmplat într-un vis noaptea trecută. Plecarea din Nigeria a fost cel mai dificil lucru cu putință. N-o să uit niciodată chipul mamei mele la aeroport, durerea din ochii ei, mai mare decât necuprinsul pământului. Dar eram tânără și entuziasmată și plecam în Anglia. Îmi imaginam un loc minunat, unde toate lucrurile aveau gustul dulce al cerealelor pe care le mâncam în copilărie la micul dejun.